Bună ziua, stimați telespectatori! Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Și astăzi avem o emisiune despre sport în general și despre rugby în special. Fiindcă calitatea noastră de așa a invitaților și a mea de privind sportul cu balonul oval. Și de această dată am adus în studio oameni grei și la propriu și la figurat. Președintele Comisiei Observatorilor Oficiali la Federația Română de Rugby, domnul Bogdan Budișteanu. Bună ziua! Bună ziua! Din nou și iarăși, managerul rugby Leșan de data aceasta, pentru că A clubului Politehnic, ca să a spun. rugby Leșan, că tot rugby se învârte în jurul Da, Politehnicii. mulțumesc, bună ziua! Și un invitat de onoare pe care îl prindem o dată pe an. Venit din Franța, fost de fapt, toți prezenții la această emisiune sunt foști rugbiști ai Iașului. Fost jucător al echipei naționale în perioada când Franța lua bătaie de la România, chiar și la ei acasă. Deci o diferență de valoare a rugbiului românesc în perioada respectivă comparativ cu cea de astăzi. Domnul Vasulianu Zaharia a jucat în Franța, a jucat la Iași, a jucat în Franța și acum mai joacă, dar joacă cu Old Boys din România, împotriva celor din Franța, bineînțeles. Domnul Vasulianu Zaharia. O să discutăm astăzi despre rugbyul juvenil, rugbyul cel de performanță și super performanță și o comparație între rugbyul românesc, dacă se poate face, și cel francez privind structura, modul de joc, modul de gândire, că nu se știe niciodată dacă noi de obicei după francezi ne-am luat. Dacă ne țineam de ei până în prezent, aveam și noi valoarea rămasă la un nivel. Să începem cu rugby juvenil și mergând și feminin și masculin, Da. mergând până. Încă o dată vreau să vă spun bună ziua și pentru mine este o onoare să fiu în preajma dumneavoastră. Domnul Vasulianu este unul din jucătorii pe care i-am admirat mult, atât cât am avut posibilitatea aici în România, la fel ca și pe ceilalți doi invitați. Vreau să vă spun că în weekendul trecut am avut o competiție de anvergură la nivel de copii, organizată de Federația Română de Rugby împreună cu Clubul Politehnica, Clubul Sportiv Școlar Unirea și cu Asociația Județeană de Rugby Iași. Din punctul meu de vedere a fost o reușită și tocmai pentru acest lucru vreau să spun că lucrurile din punctul ăsta de vedere au început să se așeze. Așadar, avem competiții la copii, avem competiții la juniori, urmează, este perioada precompetiționează, urmează campionatele de juniori. Și ne dorim, bineînțeles, foarte mulți antrenori de juniori. Și atunci, pentru asta vreau să spun că nu o să reușim niciodată să avem așa de mulți antrenori angajați și retribuiți. O să ne trebuiască foarte mulți antrenori care să vină să facă voluntariat și profit de ocazia domnului Vasuleanu Zaharia aici să ne vorbească un pic despre acest voluntariat, pentru că, după opinia mea și după cunoștințele mele, știu că rugby francez se bazează foarte mult pe voluntariat și asta vreau să fie rugămintea mea în emisiune, să fie ca o primă temă așa. În ceea ce privește rugby feminin, înainte de a veni încoace, m-am documentat față de colegul meu, Nicu Tarcan, n-am Da. vrut să vin nedocumentat și mi-a spus așa că din cele 12 echipe care formează de regulă echipa națională de rugby feminin, 10 sunt de la Politehnica Iași. De adevărat. În ultimii ani, Politehnica Iași ia titlul la senioare, deci asta Are ultimii înseamnă 3 sau 4 ani de campioane naționale sunt. exact și că, bineînțeles, tot ce înseamnă rugby feminin este o reușită în zona județului Iași. Însă, la fel ca și în celelalte domenii, are nevoie de sprijin în continuare. Este păcat că avem ceva în curtea noastră și trebuie să susținem în continuare. Este păcat să pierdem, pentru că există o dorință foarte mare ca fetele să plece undeva unde, să zicem, Da, ar fi mai bine. nu să zicem. Adevărul este Da, ăsta, da. e cel Și financiar. atunci trebuie să facem în așa fel încât aceste campioane să rămână aici. Ca să rămână aici, trebuie să le oferim condiții. Deocamdată, Clubul Politehnica le-a oferit tot ceea ce trebuia din punct de vedere legal și este clubul care
ajută rugbyul feminin, însă trebuie ca în toate, în ceea ce privește rugby, trebuie să căutăm sprijinul din altă parte. Nu ce va să... face Politehnica Iași, pentru că am înțeles din discuțiile cu Nicu Tarcan că anul viitor se va retrage. Personal încă nu cunosc foarte bine treaba. Am deci discutat ceva cu domnul Tarcan. Este hotărât să facă treaba da, asta? Da, da. Trebuie să găsească o soluție. Trebuie să găsească o soluție. Adică o soluție... Și managerul ce trebuie să facă? Managerul este implicat pe toate fronturile. Pe toate fronturile, da. Și încercăm să facem o echipă de marketing, pentru că managerul vă spune că nu este specialist în toate domeniile. Managerul este, din punct de vedere sportiv, foarte bine, însă trebuie să-și facă o echipă de marketing în spate. Altfel, o să vorbim și peste 5 emisiuni tot la fel. Să ne spui și nouă ce lipsește Politehnicia ca să aibă valoare și să joace în Superliga. Păi, îi lipsește în primul rând hai, un lot foarte un lot valoros, care trebuie da? Să valoros, da. Îi trebuie competențe de la manager până la ultimul implicat în staff, competențe profesionale și multă muncă și ceva baftă ca să... Nu, și îi trebuie și o susținere financiară adecvată. Pentru că vorbim de cu totul altceva. În Superliga vorbim de cu totul alte lucruri. Deocamdată ceea ce se întâmplă aici, am spus în prima emisiune la care am participat împreună cu dumneavoastră, că Politehnica și-a făcut datoria față de echipă și la nivelul ăsta. La nivelul ăsta și și-a achitat toate datoriile și sunt ok, super, la zi cu toate lucrurile, însă pentru Superliga sunt alte obligații. Dacă tot am ajuns la Superliga, o să revenim și la juniori și la fete și la DNS să întrebăm pe președintele Comisiei Observatorului Federal despre evoluția Superligii de când e în structura asta campionatul. Pentru că participarea este de la început și în continuare ca observator al federației. Dacă domnul Iulian Ifteni a fost implicat în competiție de la nivel de copii și juniori, eu sâmbătă am participat la, să spunem, finala care vrea să fie anul acesta, disputată la Baia Mare, între Baia Mare și Timișoara, în calitate de observator. A fost un joc extraordinar din punct de vedere tehnic, tactic. A fost un joc cu un angajament deosebit și al tuturor participanților de acolo, inclusiv antrenorilor, conducătorilor. Un plus mare pentru jucătorii străini veniți. Deci e foarte greu să pătrunzi în Superliga, aici vreau să spun, fără jucători străini, poate. Ce pot să vă mai spun decât toată lumea de acolo se implică maxim în realizarea unui meci foarte bun. Ce părere are francezul nostru din Iași referitor la ceea ce... Cu ce ne lovim noi aici, zi de zi? Te rog să nu treci să ne vorbești un pic de voluntariat după întrebarea domnului. Tocmai, Iuliane, când Clement mi-a vorbit de întâlnirea noastră, și mi-a vorbit chiar de situația rugbyului românesc în acest moment, tocmai am două puncte pe care vreau să le subliniez. Cred că în momentul ăsta în România, bine, o să vorbesc un pic și de rugbyul francez după aia, în rugbyul românesc în momentul ăsta, deci sunt foarte puțini practicanți. Foarte puțini. În al doilea rând, aveți foarte puțini pasionați de rugby. Pentru că în rugby ăsta se trăiește o pasiune. Chiar dacă nu ești jucător, chiar dacă n-ai jucat rugby, dacă nu ești pasionat și sportul ăsta nu te atrage, nu mergi la stadion, nu te duci să vezi pe copiii care joacă sau pe alții, pe moșnești. Pe... Deci, cred că la noi rugby încă nu este prea popular. Adică, eu nu vin des în România, dar la televizor eu n-am văzut niciodată să vorbească de rugby. Rar, foarte rar să vorbească de rugby. De ce s-a întâmplat, de cum a jucat Timișoara cu Baia Mare. De ce nu? Da, domnule, a fost un meci de campionat, un meci important în rugby românesc. Adică acele talk show-uri care se fac la fotbal trebuie să facă exact, și la rugby. Despre asta exact. Adică eu deschid televizor și vedem fotbal. Dar există și alte sporturi pe care trebuie să-i ajutăm, pe care trebuie să ne ocupăm, pentru că sunt toți copiii României. Nu numai fotbalul, corect. Unde sunt bani. Așa, și vorbind, cum ai întrebat tu, Iuliani, de voluntari,
Problema mare este că mulți români au înțeles că nu mergem la stadion numai pentru ca să câștigăm bani. Trebuie să mergem și de plăcere. Mă uit la... Sunt mulți părinți care aduc copiii la stadion. De ce n-ar veni un părinte care, vorba aia, majoritatea a făcut rugby, să dea o mână de ajutor? Să vină să antreneze copiii aia. Nu, să vină sâmbătă. Nu știu cum mergeți voi la școală. Dacă miercurea să mergi la școală. Nu, sigur, da. Dar să mergi la școală. Deci nu poți să-i antrenezi copiii miercurea. Poți să-i antrenezi după orele de școală. Exact. Deci ar fi posibilitatea asta, să poți să-i antrenezi de două ori pe săptămână, chiar dacă au 7-10 ani. Deci, asta zic. Rugby este un joc de contact și asta atrage. Acum, de când și cu rugby feminin a devenit olimpic, se pune bază în continuare pe și rugby în 7 feminin. Deci, fiind un joc de contact, nu se poate să nu fie atractiv. Nu, am vrut să deschid pentru că aici e cutia Pandorei. Eu am foarte mulți specialiști de rugby, oameni care sunt profesori, antrenori, licențiați. Și în permanență este un motor numai meu, este o directivă a federației, dacă doriți, pentru că, așa cum a spus mai devreme, Federația Română de Rugby funcționează după model Federația Franceză de Rugby. Inclusiv campionatul. Inclusiv campionatul din Superliga. Dumneavoastră. Și de mulți ani de zile aud această treabă și acum vreau să o aud în direct și te rog, Zaharia, să dezvolți subiectul ăsta legat de voluntariat. Pentru că aici mi se pare mie că trebuie să deschidem cutia Pandora. Da. Adică, cum să zic eu, nivelul nu se discută. Adică, chiar dacă ești în seria a patra sau în pro, în cei mai mari, în top 14, toți sunt voluntari. Adică nu înseamnă că dacă ești profesionist, trebuie să plătești pe toată lumea. Nu se poate. Nu poți să plătești pe toată lumea. La nivelul vostru, unde aveți, să zic, 10 grupi de copii, nu poți să plătești 10 antrenori. Aia sunt, la noi se cheamă educatori. Adică sunt ca niște... Cum se cheamă la voi femeile astea care cresc copiii? Deci, dădaci. Dădaci. Noi le spunem dădaci. Și zice că se ocupă de copiii aia foarte bine. Ia în grijă. Copiii aia îi duce acolo miercurea după amiază și îi lași acolo 3-4 ori și copiii aia când pleacă acasă sunt obosiți. Adică îi țin bine mâini, îi educă, îi antrenează. Adică poți să-i duci acolo fără nicio grijă. Da. Oamenii deci, sunt competenți, nu? Acei educatori sunt competenți. Nu așteptăm să facă neapărat ca la Sara să examine, nu știu exact, ce. Nu dar sunt niște oameni care iubesc sportul ăsta, iubesc oamenii, iubesc educația, exact. Nu și tot, adică folosesc tehnologia asta legată de dragoste, că fără asta nu poți face acest voluntariat. Bineînțeles. Eu gândesc că dacă n-ar fi oamenii ăștia, chiar și la nivelul, nu știu ce, top 14, mai vorbim, rugby nu poate să existe. Nu poate să existe. La nivelul ăsta. La orice nivel. Ajuns la acum la noi să ne bucurăm că se mai înființează o grupă de copii la școala nu știu care pentru rugby tag ăsta care efectiv este inițierea în pipăirea balonului și în rugby. În rugby mai puțin. Dar la nivel de federație s-a ajuns, mai făcut o grupă. Asta nu înseamnă dezvoltare. Noi avem directori de dezvoltare pe România toată, avem și pe zone, da? Când spui, Doamne, am reușit să... Domnule profesor, dați-mi voie să vă continui ideea un pic. Deci folosesc prilejul ăsta ca să dezvoltăm așa un pic subiectul legat de acest voluntariat aceasta. Toate lucrurile sunt legate și o să vă dau, pentru că suntem la o emisiune în care ne aducem aminte, mi-aduc aminte că eram junior, eram copil. Și mi-aduc aminte de echipa Poltenica care era acolo pe stadionul Tineretului și ieșeau toți jucătorii de la Poltenica, în jur de 30-40 de jucători, iar toți cei care eram copii și juniori și nimeream în ora lor de antrenament, era cam ora 10 dimineața. Da. Așa mi-aduc aminte, vă aduceți aminte și dumneavoastră. Nu exista ca câțiva jucători de la seniori să nu vină pe lângă noi să ne spună, uite așa să ține balonul, de așa cu tare procedeu și asta. Dar erau foarte mulți părinți, foarte mulți oameni care, cum ar fi astăzi Old Boy, care veneau pe teren și mi-aduc aminte, tot timpul găseam pe teren pe domnul profesor Mihai Popa, da, am zis bine de muzică, da. Și pe domnul Mațievski, economist, și pe mulți alți oameni care nu erau implicați în viața, făceau cu totul altceva. Dumnealor se ocupau de arbitraj la timpul ăla,
dar veneau în timpul lor liber și își făceau pregătirea, să zicem, fizică cu noi, explicându-mi câteva elemente tehnice. Astea sunt lucruri pe care eu le țin minte. Au schimb prefixul cu 5, se întâmpla cu mulți ani în urmă. Și vreau să vă spun că lucrurile astea trebuie să se întâmple din nou. Până nu se întâmplă din nou la... Și vorbeam de dragoste. Dragostea nu e ceva forțat. Dacă iubești sportul ăsta, vii acolo la teren, te dăruiești și o să găsești pentru fiecare, pentru fiecare să găsești un colțișor. Exact cum spunea colegul nostru Zaharia despre problema asta legată de voluntariat. Aici vreau să ajung. Nu poți să faci nimic forțat, trebuie să iubești sportul ăsta. Din păcate, ce se întâmplă din punct de vedere social acum, lucrurile au început să iau cu totul altă întorsătură, adică oamenii sunt un pic grăbiți să-și câștige existența, să vadă alte, contextul economic nu prea ne permite să ne ducem înspre direcția asta. Însă, să știți că nu va fi niciodată o reușită dacă nu o să ne întoarcem din nou la valorile morale. Valorile morale, din punctul meu de vedere legat de rugby, sunt astea. V-ați gândit până acum să implicați și jucătorii activi? Da, eu am niște proiecte, însă proiectele mele sunt legate de începând de sezonul următor, pentru că trebuie să schimbăm niște lucruri legate de regulament, legate de felul de a privi lucrurile, trebuie să devin mai profesioniști și să știți că poți să fii profesionist și cu bani puțini, și să fii mai eficient. Profesionist și, în ceea ce faci, nu semi, în ceea ce faci. Semi, un cuvânt prea Nu, la laborios. Noi deja la primele patru echipe astea care se bat pentru câștigarea campionatului, deja se vorbește de profesionist. Atât timp cât în Timișoara antrenorii au la dispoziție jucătorii 8 ore pe zi, deci ia de dimineață 7 din 7. Când ai bugetul care l-are Timișoara cu Baia Mare, trebuie să fii profesionist. Asta înseamnă profesionism. Deci este acolo jucătorul care este plătit pentru ceea ce face. Corect. Dar noi trebuie să știți că, dacă n-a știut, vă informez eu, că în nomenclatorul muncii există meseria de rugby și de voleibalist. Au fost primele două ramuri sportive care au fost... Dacă n-a declarat federația, s-a declarat profesionalism. Deci nu asta ar fi o problemă. Problema ar fi legată întotdeauna de organizare și de funcționare, de felul de a privi lucrurile. Cred că și astăzi, eu am zis așa, dacă fiecare fost rugbist, fiecare profesor care are specializare, fiecare împătimit al sportului cu balon oval și-ar găsi o oră pe săptămână să dărui pentru anumite lucruri legate de activitatea la copii și juniori, ar fi un lucru extraordinar. Din păcate, punem această barieră tot timpul a banului și asta. Credeți că Iulian Ifteni face lucrul ăsta legat de antrenor numai pentru bani? Stai puțin așa. Deci, în orice domeniu, dacă nu ești finanțat suficient, nu ai cum să ai Vă mai pun încă o dată întrebarea. Credeți că astăzi un antrenor care face această meserie o face numai pentru bani? Nu, dacă faci în contextul ăsta, mai bine stai acasă dacă te referi la bani. Mă scuzați că vă întrerup. Într-adevăr, în rugby nu sunt mulți bani. Într-adevăr. De aia aveam nevoie de oamenii ăștia care vin pentru nimic la stadion. Dar mai este și o mare problemă. Am spus-o la început. Mulți vin la stadion ca să câștige bani, nu ca să dea. Ori cluburile trebuie să înțeleagă că o să trebuia să avanseze cu banii lor. Dar banii lor nu iau. Dar ce trebuie să facem? Exact ce ai spus tu, Iuliani, mai înainte, să faci o echipă de marketing care să bate la orice ușă, încet, încet, facem publicități, vindem produsele derivate, un tricou, o chestie. Exact. Dar trebuie să facem chestia asta, să dezvoltăm chestia asta, să mergem la fiecare poartă să batem. Uite, și sunt mulți care au bani. Nu trebuie să zici că în România nu sunt bani. Sunt foarte mulți care au bani și în loc să plătească impozite, ar putea să dea un pic la fiecare asociație. 100 de lei la ăla, 100 la ăla, în loc să plătească impozite. Mulți n-au înțeles chestia asta. Pentru că banii aia ți ia din impozite. Din beneficiul tău, dacă dai 150 de lei, nu mai plătești impozite. Da. Dar, deci, asta trebuie să fie cineva care se ocupe de chestia asta, strângă niște bănuți. Pentru că, cum spune și Clement, o să fie, dacă o să devină rugby profesionist în Superliga, o să fie, este o întreprindere. Ca să gerăm o întreprindere, avem nevoie de bani. Și ca să-i avem, trebuie să-i luăm de undeva. Asta e foarte simplu. Când se va ajunge ca lumea să înțeleagă, vorbind de toți cetățenii, să înțeleagă că sportul este benefic pentru sănătate, atunci o să ajungem și noi să vedem părinți cu copilul de mână, nu neapărat la rugby, deci la orice sport. Să dea de mână, du-te și fă. Ei, asta nu înțeleg nici guvernanții, oricare culoare politică ar avea.
În momentul în care investești în sport, vei investi mai puțin în sănătate pe parcurs. Domnule profesor, ca și proiectul de joc, obișnuiesc să lucrez după statistic. Statistica la nivel european vorbește că suntem printre primele țări la multe probleme legate de starea de sănătate a copiilor noștri. Și să fac proiecte, sunt mii de fundații care fac tot felul de chestii. Pentru mine, produsul final brut care trebuie să fie copilul pe bază de sportivi nu există. Nu există. Încă fugim, încă căutăm să devenim toți, nu știu ce, ilustri campioni. Lumea trebuie să înțeleagă că nu toți copiii ăștia pot să devină campioni. Și nu vin în teren pentru ca toți să devină ca. O parte de ei, Dumnezeu, le hărăzește și acest miracol să devină marcă. Fizice, da. Bine, așa. Asta care dar o parte dintre ei. Restul, mulți trebuie să lupte pentru existența lor, pentru că la supraponderabilitate stăm pe locul 3 în Europa, dacă nu mă înșel. Și așa mai departe. Și la multe alte deficiențe. Nu vorbesc de... El vorbea la Old Boy. Da, da. Nu. Vorbeam de copii. Vorbeam de copii și de asta. Deci sunt lucruri care sunt făcute de specialiști de vârf. Deci oameni care fac cercetare. Mi atrag atenția. Însă pentru mine, produsul finit, copilul în baza sportivă nu există. Și avem încă mari probleme legate de această mentalitate. Și nu înțeleg, tot vorbim de acele ore de educație fizică, sportivă. Deci tot vorbim de orele alea și nea X și cu nea Y, de 25 de ani îi promit niște lucruri care nu le-au făcut. Lucruri simpli, extrem de simpli. Lucruri simple. Pentru că încă avem mari probleme, avem mari probleme de conștiință. Dacă ne rezolvăm, fiecare român, dacă dimineața se poate trezi să uite într-o oglindă și să spună cine sunt eu și ce fac pentru mine și pentru societate, o să mai schimbi din lucrurile astea negative care sunt. Dacă nu o să facem lucrul ăsta și încă nu există un... Dar îmi dați mai asta un domeniu de activitate astăzi în România unde mă trezesc, mă duc și știu că bat la poarta aici și peste 10 ani eu voi avea succes. Dacă voi munci, voi deveni un specialist de vârf și așa mai departe. Un proiect? Există proiecte de asta bine. În domeniul proiectelor astea nu suntem noi cei în stare. Nu, m-am exprimat greșit. Există... să zicem așa, o temerie ilegală cu care eu să pornesc la un viitor, să-mi foresc un viitor într-un anumit domeniu, poate îmi spuneți dacă, asta, dacă ai talent în domeniul respectiv, da, poate un posibil. Șef de promoție de la o anumită facultate, când termină facultatea, care... are 5.000 de euro pe lună. Nu există șef de promoție care să aibă 5.000 de euro pe lună sau care... noi românii suntem... hărăziți și cu ceva inteligență comparativ. Noi suntem hărăziți, trăim după speranții. Deci și cu ceva inteligență comparativ cu celelalte națiuni. Și de asta vin și universitățile de prestigiu care vin și caută, ne smulg vârfurile și le iau la ei. Nu vreau să duc discuția până într-acolo. Problemele sunt discutate în multe emisiuni alte. Eu mă refer la niște chestiuni foarte simple. Este vorba de acea oră de educație fizică care se discută de nu știu câte mandate. Mai bagă vreo 2 ore de educație fizică. O să apară. Nu s-a întâmplat și nu se întâmplă nimic. Astea sunt problemele de fond. Produsul finit. Și care dacă este se efectul, va continua așa... Efectul este așa. Mai mulți copii cu probleme, mai mult dezinteres față de activitatea asta și așa mai departe. Poate îmi luați dumneavoastră într-o zi, când vreți, una din emisiuni pe care să o faceți cu toate bazele sportive din județul și sportive? Municipiul Iași. Care poate baze sportive? Toate bazele sportive. Care baze sportive? Păi nu, dar poate păi vezi că aici, în domeniul ăsta, stăm nu prost, foarte prost. Există niște terenuri, nu bază sportivă, niște terenuri, niște câmpii, câmpuri, spune-le cum vrei, numai bază sportivă, nu? Unde condițiile sunt sub orice critică, iar acolo trebuie să se adune sute de copii ca să facă sport. După 90 în România... Îți dai numai puțin terenul de la baza de la tineretului, cea de la Apator, este mult sub valoarea care o avea acum 25-30 de ani. Deci, în loc să progreseze în condițiile care ți le creează, i-au regresat. Și asta tot de la nivel de conducere pleacă. Pentru că acolo... Nu, stai puțin, că trebuie să spunem adevărul, că aici n-a venit ca să-i ocolim, să spunem. Este foarte adevărat. Eu nu vreau decât să spun să vă contrabalansez cu alte argumente. Nu. Eu zic că poate că nu asta e o problemă majoră în rugbyul românesc, că bazele sportive și asta, că ți-am zis, dacă nu este pasiune, nu merge la stadion.
Nici înainte nu era extraordinar. Dar era mai bine ca acum, vorbind de terenul, la baza sportivă. Da, drag. era înțeleg. Era. Eu zic că educația asta sportivă vine și un pic în familie, din familie. De la familie. Asta dacă părintele îi dă ordinatorul în brațe la 3 ani, cum să scoți copilul ăla pe stadion? Da. Părinții n-au înțeles că ai vorbit de sănătate, ai vorbit foarte bine, chestia asta este chiar foarte urgentă. Este foarte gravă. Păi este și sunt specialiști care fac cercetare și știu cât de acut și cât de mare nevoie avem de acele ore de educație fizică. Toți stăm și ne învârtim în jurul cozii, nu știu de ce. Mai trebuie să îmbolnăvească în câteva generații de copii? Asta așteptăm noi. Sau trebuie să investim? Este o problemă universală. Uitați-vă și noi asta. Vă dau un domeniu de activitate care e extraordinar, este fulminant în România. Uitați-vă la farmacii. Farmaciile apar ca ciupercele după asta. Dar poate ar trebui să apară și bazele sportive. Mai puțini farmacii și mai multe baze sportive. Mai puțini biserici. Eu n-am nimic împotriva bisericii. Da, da, da. Dar faceți mai puțini biserici, ocupați-vă de voi întâi. Mulțumesc frumos, da, este și unul din... Apropo de noi, Iașu, vrem să intrăm în Superliga, da? Da. Observatorul, șeful observatorilor din România, a fost și la Divizia Națională de Seniori și au observat câteva meciuri. Există diferențe între DNS și Superliga? Ca să spune, doamne, mergem, dar cu ce mergem? Sunt foarte mari diferențe, exagerat de mari diferențe, cred că și vorbeam cu oamenii din Bârlad, făcând o selecționată moldavă, să spunem, între Suceava, Bârlad și Iași. Și Galați. Galați, da. Cred că cel mai bun rezultat ar fi să luăm 40-50 de puncte de la o echipă de Superliga. Deci e o mare diferență. E o diferență de mentalitate, e o diferență de buget, e o diferență de gândire, e o diferență de antrenori pregătire, profesionism. În Superliga este profesionism. Da. Bogdan, mă scuz, ai spus mai devreme că tu ești adeptul jucătorilor străini. Dă-mi voie să te contrazic un pic, eu sunt mai moldovean de pe malul Prutului așa și nu mă pot adapta cu societatea asta super modernă care e creată după 90 așa. Vreau să spun că noi avem o mare problemă legată de cum funcționăm în Federația Română de Rugby. Avem 7 echipe de junior 1. Aceste 7 echipe nu sunt top și nu pot astea 7 echipe să alimenteze un campionat de Superliga, un campionat de divizie națională și divizia, deci 3 divizii de senior, da? 7 echipe să alimenteze. Eu cred că problema aici trebuie să o căutăm și atunci de-aia te-am rugat să discutăm și să nu abandonez, te rog, ideea cât mai să ne contorizăm un pic vis-a-vis de timp pentru discuția despre voluntariat. Astea sunt problemele reale. 7 echipe, din alea 7 echipe, cât jucători se pot produce pentru ca să alimenteze cele 3 divizii de senior? Și iar este o problemă. În afară faptului ăsta, mai avem o problemă. Echipele de under 19 nu pot să suplinească acele echipe de tineret under 20-21 care nu există în România. Vedeți dumneavoastră, sunt niște lucruri legate de strategii care trebuie discutate în perspectivă. Până nu o să ajungem la treaba asta, iar nu putem să progresăm. Pentru că de la 19 la 21 sunt 2 ani de zile unde se pierd până la 90% din jucătorii ăștia de la under 19. Și nu mai apar pe nicăieri. Apar doar 2-3 vârfuri care sunt în echipa națională de juniori. Deci uitați-vă unde cu cine. Unde dispar jucătorii ăștia? Dispar efectiv. No, dispar. Nu, dispare efectiv. Problema este că chiar dacă ai, cum ai spus tu mai înainte, că ai un început bun de formație, adică formezi copii, nu este continuitate. Nu este. Asta spun. Și că mai de la 19 la 20. Da, continuitatea nu înseamnă că nu ai cluburi. Nu sunt cluburi de ajuns, cum am spus. Nu sunt cluburi. Copiii ăștia îi formezi la Botoșani, la Pașcani, îl formezi nu știu unii și îl trimiți în... Asta este o mare, mare problemă în România. Păcăleană. Nu este continuitate. Păcăleană. Și sunt copii buni în România. Sunt copii buni. Sunt. Ce se întâmplă cu juniorii de la Under
18 păi, după cum funcționează problema. Nu stai puțin, vorbesc de cei din Iași. Da, păi, există până la under 18. Cei deci, mai în vârstă sunt 18. Da. Deci ultima grupă până cei de 19 ani nu există în Iași. Ce se întâmplă cu copiii de la noi? Eu vă spun că mi-aduc aminte, am spus în prima emisiune, că una din prioritățile mele este constituirea echipei de under 19. Și vă explic imediat de ce. Suntem în situația de câțiva ani ca cei 18 copii până sub 18 să-i promovăm la alte cluburi care au sub 19, da? Și în genere, după ce copilul se desprinde de zonă de aici și pleacă în altă parte, are alte idei, vine cu alte... Să știți cât se întorc înapoi din 6 care pleacă? Niciunul. Ce le oferiți? Păi, asta e problema în momentul în care... Păi, știți cum acum dumneavoastră mă întrebați ce le oferiți? Păi, ce le oferiți ca să i atrageți? Dar pe mine, altceva eu. Cum Dumnezeu atâția ani am funcționat cu 4 echipe de under 19 în județul ăsta și acum nu suntem în stare să facem una? Ci transformări economice radicale s-au produs în județul ăsta. Din nu mai putem să ținem o echipă de under 19. Să nu uităm că Iașiul a avut la un moment dat mai multe echipe de primă divizie și a doua divizie decât are Moldova în totalitate. Echipa Politehnică avea și echipă de echipa a doua, care nu avea voie să promoveze, din cau, da. Dar dacă era după valoare, trebuiau să fie și ei în prima divizie. Da. Era Pașcaniu care a fost în prima divizie, a mai fost în Iași Hidrotehnica cu prima divizie. Erau echipe de juniori mari, vorbim de cei de 19 ani, sub 19 ani, care se băteau la campionat. Acum de ce nu mai? Vă atrag atenția că unul din mentorii mei, Robert Antonin, îmi spunea că acolo când vorbim de istorie, trebuie să ne gândim și la prezent. Prezentul și realitatea este astăzi, asta care o avem. De acord, trecutul, dar fără trecutul, dacă, e adevărat. Dacă uiți istoria... Prezentul fără istorie, nu, dar noi nu ne uităm, pentru că noi ne mândrim. Eu mă mândresc astăzi că stau în compania dumneavoastră, a lui Zaharia, a lui Bogdan și așa mai departe. Nu asta e problema. Problema este să ne gândim la prezent, pentru că trecutul istoric îl știm. Am fost. Și problema asta trebuie să o îndepărtăm. Am fost. Problema e ce facem de acum înainte. Cum reușim să modelăm această societate a județului Iași, în care noi să promovăm, să ne facem treburile legate de rugby, de la copii, de la 7 ani până la 60 de ani la Ulzboi, până la 100 de ani, dacă se poate. Asta e problema noastră numărul 1. Și soluții sunt, însă eu singur, eu, Iulian Ifteni, nu reprezint nimic în tot nucleul ăsta, dacă nu o să am încă 100 de oameni care să gândească ca mine. Și care se pornească la proiectul ăsta. Am mai pus lucrul ăsta și am spus acum 5 ani când eram director de dezvoltare, când Iași ar trebui 100 de antrenori de rugby. Și aici ajung la problema asta care am discutat. Toată lumea se gândea cum 100 de antrenori care să fie retribuiți. Nu, nu despre asta e vorba. Vreau 100 de voluntari, 100 de oameni care să facă pe categorie de vârstă ăla aia. O dată pe săptămână. Când îți vei pune jucătorii la muncă? Imediat în proiectul începând din toamnă, cum se termină campionatul, jucătorii, mai ales că mulți sunt studenți la educație fizică, vor avea obligația să aibă câte 10 jucători. Cu un antrenament pot pe săptămână. Poți să ia specializarea rugby la Iași? Nu există specializare rugby la Iași. Este un context care l-am discutat cu domnul decan Chirazi de mai multe ori. Sunt niște probleme din vedere al legalității constituirii acestei... Deci sunt probleme. Deci nu că nu se dorește. Efectiv nu se poate, din diferite motive. Lucrurile... Am avut nenumărate discuții, l-am chemat și pe Daniel Mitrea, am discutat de mai mult cu domnul decan. Lucrurile sunt undeva foarte departe pentru ceea ce dorim noi să facem specializare rugby la Iași. În primul rând avem specialiști în rugby la Iași. Există, avem, s-ar putea face rost, mai sunt, da. Dar... Nu avem. Eu într-o discuție mai veche cu domnul decan Chirazi și cu prorectoratul Universității Cuza, de care aparțin, mi s-a promis înființarea unei grupe de rugby pentru jucătorii de rugby. De acord cu treaba asta, dar asta nu dar înseamnă aici specializare, trebuie... înseamnă altceva. Eu am înțeles despre ce este vorba, că și eu sunt tot din domeniu, nu... Știu tocmai de asta vă spun. Strâns piuniții. Știu tocmai de asta vă spun. Așa. Deci s-a promis treaba asta. Poți să vorbești în continuare, să te duci. Eu voi continua. Să sper. Deci acolo ca să facem lucrurile să fie înțelese. Acolo unde ați vorbit dumneavoastră și lucrurile se pot concretiza, eu pot să merg la toată lumea. Sunt un tip deschis, nu sunt un... Știu că trebuie să fiu deschis și trebuie să-mi păstrez mintea limpede pentru toate. Dar atenție, nu sunt specialist în toate domeniile, asta vreau să spun. Că aici este o problemă. Dom'le, sunt probleme care pot fi ajutat, pentru că nu mă pricep în marketing, nu mă pricep în aia, nu mă pricep în aia. Și dacă eu îmi bag nasul peste tot, lucrurile or să iasă și exact asta nu-mi place. Sau nu or să iasă. Adică nu-mi place să mă privească cineva cum nu trebuie, datorită faptul că eu nu mă pricep la un anumit lucru. Deci,
când spui așa, pompos, manager, nu știu ce, da, dar un manager sunt un manager sportiv, mă ocup de partea tehnică, mă ocup de partea sportivă, nu pot să cuprind și partea de imagine și partea de financiară și așa mai departe. Pentru asta îmi trebuie echipii separat și știu foarte bine că fără asta nu o să fie niciun progres. O să mă învârt, v-am spus, peste 5 emisiuni, 10 sau câte doriți noastră, o să discutăm din nou aceleași lucruri, dacă nu materializăm lucrul ăsta. Apropo de, să dau și o surpriză plăcută, în acest moment suntem priviți și, și în Australia și în Spania, de către foști colegi de la Iași, deci de Fane Chirilă și de Gelu Manea. Care îi salutăm, îi salutăm, și, salutăm și ce putem să-i transmit, să-i spunem că iubim și... Și așteptăm să... așteptăm să fii mereu prezent printre noi. Printre noi, sigur, da. sigur. Și noi printre voi. Da, da, obligatoriu. Obligatoriu. Eu vreau să revin, Iulian, la ce spui tu. Îmi pare rău că revin. Deci vorbeai de președintele clubului. Cât, ce vârstă are președintele clubului la Iași? 75 de ani. Ba. Eu zic că problema mare începe aici. Trebuie să punem cineva care începe... Am evoluat în sport cu gândirea, cu tactică, cu tot ce vreți. Trebuie și cu viteza. Să-mi ceară scuză președintele Clubului Politei. Îmi cer scuze față de el. Eu zic că trebuie să schimbăm un pic chestia asta și să punem niște oameni care au o gândire evolutivă, care gândesc pentru viitor, care gândesc pentru... Dă-mi voie să te contrazic. Eu vreau să spun că, deși domnul Atoi este un om cu experiență, da, eu îl cunosc foarte bine. Și nu cred că să faci cazul. Eu doresc să pregătească. Atenție că asta este o funcție pentru un om care trebuie să fie capabil. Da, pare sigur, ușor așa. Eu zic pare că ușor la așa. Sunt foarte mulți oameni eu care pare ușor ca așa, țină... vorbit. Ca să țin, eu zic că sunt foarte mulți oameni capabili la Iași. Nu, eu nu am aici nimic se referă, domnul. Nu, aici nu se referă la capabilitate, ci la faptul că la o anumită vârstă este greu să te deplasezi, dar să mai faci și treaba. Exact. Nu, exact. La asta se referă, nu. Exact. Că, nu la, știi, toată lumea la știe capacitatea de organizare, așa, dar există la un moment dat, îți trebuie și suflu și în joc când te duci, dacă ți se taie aerul, ai uitat că... Este un președinte de club, păi nu doarme 5 ore pe noapte. Că trebuie să te bați, să aduci bani, să aduci jucători. Da, apropo, asta se ocupă un președinte de club. Pui un om potrivit la locul potrivit. De ce ești aici, Iuliani? Pentru că gândesc că ești capabil. De ce te-au numit? Pentru că ei gândesc că ești capabil să faci ceea ce faci. Să faci bine ceea ce faci. Da, să faci bine. Înțeles, nu te pune ca să faci rău. Niciodată nu te numește ca să faci rău. Și mai vreau să vorbesc de problema care ai sărit un pic, de jucătorii străini, da? Și vorbind de chestia asta, vreau să dau un exemplu, Franța. În momentul ăsta, Franța este într-o pasă foarte rea. Arhiplină echipa cu... Franței. Da. Foarte rea pasă. De ce? Pentru că am uitat că trebuie să trecem prin formații, cum ai spus-o tu. Trebuie să formăm înainte de a cumpăra jucători gata făcuți. Iar echipa Franței suferă din cauza asta. Nu înseamnă că dacă ai cel mai mare campionat și cel mai organizat campionat din lume, ai cea mai mare echipă. Probă o ai, da? Deci trebuie să ne gândim întâi la formații. E bine să mai aduci un jucător, să completezi efectivul, să nu știu ce, să ridici un pic nivelul campionatului, dar dacă te bazezi numai pe asta, nu este bine pentru echipa națională. E vorba de influxul ăsta de jucători mulți, foarte mulți sunt în Franța. Deci, da, bineînțeles, o echipă are 10 străini, deci ce fac francezi? Ceea ce s-a întâmplat în campionatul românesc este benefic. Acum începe să devină benefic pentru că așteaptă puțin. Da. Pentru că începe să reducă numărul de... Deci federația tot reduce numărul jucătorilor străini care sunt trecuți pe foaie și în teren. Acum sunt maxim pe foaie 10 și 8 în teren maxim. Mm. Ei, pe lângă jucătorii străini pe care i-am adus noi, există și jucători de mare valoare. Unul care putem pe parcurs să-i atragem, să le dăm cetățenia și să îi folosim. Și al doilea, pe lângă ei, cresc copiii noștri, cresc în valoare. În momentul în care tu te-ai bătut cu Noua Zeelandă, Franța, Anglia și cu toate cele puterile mari ale rugby mondial, noi, România, am crescut ca valoare la nivel de echipă națională. Exact. Aveam și de unde alege, pentru că diferența este enormă între numărul de jucători din perioada când noi băteam Franța și cea acum când vine și ne bate Georgia acasă.
Atunci erau 38.000 de jucători, care ne mândream. Dom'le, avem 38.000. Este un număr foarte mic. Și acum avem 2.500 de jucători legitimați în țară. De unde faci selecția? De aia ai nevoie și de influxul ăsta. În momentul în care ajungi să joci frumos, deci să lumii să-i placă, mai atragi. Da, Clement, sunt de acord. Să știți că asta e o problemă cu două tăișuri. Adică, ați spus că sunt 2.500 de jucători. Ei sunt un pic mai mulți, dar n-are importanță. Problema este legată de faptul că și în ăștia puțini jucători, când jumătate din ei sunt titulari sau mai mult de jumătate în formații, avem o mare problemă. Iar eu cred că la această Cupă Mondială noi suntem calificați, dar pentru următoarea Cupă Mondială o să avem mari probleme. Asta este părerea. Să ferească Dumnezeu să ne calificăm o dată la Cupa Mondială, că după aia nu mai prindem. Păi, vedeți, așa vedeți, e. Păi, da, vedeți. Despre asta vorbesc. Deci, Iulian, eu îi dau dreptate. Pentru că avem exemple și nu... Avem exemple foarte concrete. Deci, e bine să plecăm un pic să ne uităm la copiii noștri. Adică avem foarte... Avem copii sănătoși în România, avem copii cu capacități intelectuale, pentru că sportul rugby nu mai este un sport de brute, cum spuneau unii. Și dacă avem și bani puțini, haideți să-i dăm la românii noștri, domnule profesor. Înțeles. Să știi că nu sunt așa de scumpi jucătorii. Am făcut niște calcule și să știți că un jucător străin sunt 3 jucători români. Sunt făcute calcule statistici, date statistici. Cu banii pentru un jucător străin, vei să spui. Da. Bine, aici. Și eu sunt de acord cu treaba asta, dar pe lângă o valoare, cresc mai mulți. Unul singur pentru pe lângă el cresc mai mulți în valoare. Jucătorii străini au ridicat valoarea campionatului. Asta a Superligii, în primul rând. Dar nu a echipei României. Nu a echipei României, deși sunt... Au fost de în ultimii 3 ani de zile, 4, este pe o, pe o creștere. Pe o creștere. Deja s-au naționalizat câțiva din jucătorii străini. Da. Avem cea mai bună vertură din țară, este Wiringi de la Baia Mare. Neozelandez. Un neozelandez care este deja are drept de joc la echipa națională, acum este accidentat, păcat, își revine, dar este cea mai bună overtură din țară. Asta o spune oricine. Da, să merge pe jucători străini tineri, care ridică, sunt foarte valoroși și ridică valoarea campionatului. Și pentru naționalizare. Proiectul cu naționalizarea e foarte vechi. Eu l-am mai auzit, am stat în staful Federației Române de Rugby și sunt total împotrivă. Sunt total împotrivă. Asta înseamnă că undeva unde noi trebuie să muncim, nu ne facem datoria. Toți. Și dacă nu-și face datoria, ușor, ce putem și, să și ajungem ușor, de la și desfințare? Mai ușor să aducem. Și mai ușor să aducem, gata, făcut, decât să muncim, să ne facem proprii noștri jucători. Nu e problemă de organizare. Nu e altfel de problemă. De exemplu, în Franța, câte campionate valori fiind? Deci în Franța în afară sunt 11 divizii. 11 divizii. Au de unde? Deci noi ne mândream cu 38.000 de jucători legitimați. La ei sunt cu sutele de mii. Și de aici vine și valoarea. Deci... Da, dar au 11 divizii, au unde să joace. Au unde? Au exact. Și infrastructură, au organizare. Noi avem 3 divizii și v-am spus 7 echipe de juniori. Vă spun că pentru următoarea Cupă Mondială, statistic vorbind, o să avem probleme, pentru că nu avem numărul de jucători. Nu o să avem de cine să ne facem selecția. Eu vă spun că aceste probleme se studiază încă de acum. Facem o paranteză, Cupa Mondială. Ieri discutam, Georgia se va califica din grupe și noi, fiind a doua după Georgia, vom intra direct la campionatul mondial. Da. Mulțumim invitaților noștri de astăzi și să sperăm că ne vom revedea mai des și la Franța, și în Franța cu echipa de Old Boys, pentru că echipa noastră de Old Boys a câștigat toate jocurile care le-am susținut pe teritoriul francez, chiar în localitatea de unde se află Vasluianu. Și sunt tare mândru. Și bine, dar abia ne așteaptă să-i mai batem. Exact. Vă dorim o zi bună. Vă mulțumim la toți.